Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din Mehedinți are începând cu această săptămână un nou director. Este vorba despre Adrian Bidilici, persoana care își va pune de acum înainte toată experiența în folosul persoanelor vulnerabile. Adrian Bidilici va fi începând din această săptămână noul director la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți. Traversăm cu toții o perioadă dificilă, însă în special persoanele defavorizate din punct de vedere social. Astfel, Adrian Bidilici vine cu un suflu nou pentru administrația instituției. Acesta primește susținerea și din partea președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, care are toată încrederea că Adrian Bidilici va veni cu soluții bune pentru sistemul de sănătate socială și protecția copilului. Am făcut o nouă nominalizare pentru funcția de director la DGSPC Mehedinți. În condițiile în care întreaga administrație traversează o perioadă dificilă, în primul rând din cauza subfinanțării de la bugetul de stat, trebuie să spun de la început că am mari așteptări de la nou director în persoana domnului Adrian Bidilici. Aștept o eficientizare a activității Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți, în primul rând în beneficiul, să zicem, beneficiarilor de asistență socială din partea acestei instituții, dar pe de altă parte aștept o eficientizare, mai ales în ceea ce privește aparatul propriu al DGSPC, motiv pentru care în perioada următoare cu siguranță se va face o reorganizare la nivelul acestei instituții, ținând cont de faptul, în primul rând, că așa cum s-a întâmplat și în cursul anului 2020 și în acest an, banii care vor veni de la bugetul de stat pentru finanțarea acestei instituții vor fi insuficienți, dar pe de altă parte este nevoie și de o nouă gândire în ceea ce privește funcționarea centrelor din subordinea DGSPC Mehedinți. Am încredere că domnul director va reorganiza această instituție. Și, pe de altă parte, îi urez succes în această nouă postură. Vreau să-i mulțumesc înainte de toate pentru încredere domnului președinte al Consiliului Județean Mehedinți, domnul Aladin Georgescu. Deși nu este o instituție simplu de gestionat, este o instituție extraordinar de complicată din punctul meu de vedere. Vorbim despre peste 700 de angajați ai direcției și vreau să precizez încă de la început că nu mi se pare în regulă, nu mi se pare normal ca o instituție de stat, în speță DGSPC-ul, să se numere printre primii trei angajatori ai județului Mehedinți. Tocmai din acest motiv consider că este nevoie de o reorganizare a instituției fără să se pună problema neapărat de disponibilizări, ci de o mai bună reașezare, să spunem, a serviciilor, a departamentelor din cadrul instituției, astfel încât să mergem spre eficientizarea mult dorită de toată lumea, inclusiv de angajații instituției, sunt fer convins, și să putem oferi servicii cât mai bune atât copiilor sau bătrânilor aflați în dificultate și care, într-un fel sau altul, se lovesc de activitatea instituției noastre. Este cunoscut faptul că pe parcursul anului trecut sistemul de asistență socială a fost subfinanțat de la bugetul de stat, așteptându-se în acest moment o eficientizare a activității instituției din partea noului director.